asta vine aici. Ok, deschide ochii. Wow! Deci, ce zici? Sunt un maestru al unghiilor unice, nu-i așa? Fără îndoială, imaginația ta nu are limite. Și cea mai bună parte e că manicura aia e potrivită pentru orice ocazie și orice ținută. Haide, dă-mi și cealaltă mână. E prea... rafinată. Nu o să pot să învăț sau să spăl vasele, nici măcar să meșteresc cu astea. Ar fi păcat să distrug asemenea frumuseți. Oh, nimeni nu-mi apreciază talentul. Dar există un aparat care ar putea să schimbe orice manicură. Uite așa! Hei, ce idee! Stai să scap de creația ta și o să-ți arăt un DIY minunat. La 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 la. Salutare tuturor! Acum că manicura extraordinară a lui Sam s-a dus, putem să începem! Bună, prieteni! Nici vouă nu v-a plăcut cum i-am transformat unghiile lui Sue? Oh, cred că mi-am pierdut îndemânarea! Stai liniștit! O să avem nevoie de talentul tău mai târziu! Ce e cu eșarfa? Oh, am mâncat înghețată prea repede și acum mă doare gâtul! Bietul de tine! Ar trebui să iei niște ceai cald atunci, în timp ce eu mă apuc de treabă. Azi o să facem un aparat simplu de făcut modele de unghii. Dragilor, ca de obicei, aveți mare grijă cu cutterul. Sammy, mi-ai dat o idee grozavă! Știu că sunt un geniu, Suzy, dar la ce te referi mai exact? Un cornet de la înghețată, desigur, o să fie corpul întregii construcții. O să fie grozav! Prieteni, dați-ne un like dacă sunteți și voi la fel de entuziasmați ca mine! Văd că te simți mai bine, Sammy! Dragilor, nu uitați să aveți grijă când manevrați pistolul de lipit! Așa! Da, nimic nu mă vindecă mai rapid decât un DIY nou, să știi! Am intuit chiar și de ce o să ai nevoie acum! Wow, Sammy! Astea o să ne ajute să întărim peretele cornetului nostru! Sunt un artizan genial până la urmă! Da, ești! Și asta am obținut, prieteni! Chestia aia seamănă mai degrabă cu o cană de cafea! Vrei un espresso? O să facem niște modificări! Dar, Siu, ai lipit deja chestiile alea! Sammy, ești extrem de impacientat azi! Ne trebuie mai multă hârtie gumată pentru partea superioară a acestui obiect. Vezi? Aceste două benzi o să susțină o parte a mecanismului pentru modelele de unghi. O să ajungem la el foarte curând. Fiți pe fază! A zis cineva ceva despre un mecanism? Și unul chiar simplu! Dar mai întâi trebuie să ne ocupăm de modelele de unghi. Am decis că trebuie să respectăm tema principală a DIY-ului nostru. De aia o să facem câteva modele estivale și cu înghețate. O să le desenăm de mână? De ce? Ai ceva împotrivă? Credeam că nu o să fie nicio problemă pentru marele maestru al designului. Normal că nu! Ba mai mult, o să te înving în această competiție de desen. Mai vedem noi! Înainte să trecem la partea de colorat, trebuie să ne asigurăm că unghiile noastre artificiale o să se lipească bine. De aia trebuie să prindem piesa asta de o bandă dublu adezivă subțire. Așa! Aveți grijă cu farfeca pentru că unghia e extrem de mică. Ha! Ți-am zis că o să te bat, Suzy! Ce rapid! Atunci stai să fac asta! Voila! Și a mea e gata! Și pe astea le avem deocamdată! Dar mai avem încă alte 8 modele de făcut! O, da! Maestrul Samuel a revenit! Ura! Gata! Hiu! Sammy, ești gata să le prezinți urmăritorilor toate modelele noastre? Sunt! Închideți-vă ochii, prieteni! Te ajut eu cu asta! Voila! Wow! Dragilor, ia uitați! Mie astea două îmi plac cel mai mult! Da, mă bucur că am terminat în sfârșit, Hiu! Poate acum poți să-mi explici de ce trebuie chestia asta? Normal! Dragilor, mai țineți minte cornetul nostru de înghețată? Acum ne trebuie o bandă din hârtie ca să facem o copie a fiecărui model de unghii. Oh, o să dureze o veșnicie! Oh, gata? Uh-huh.
doar un strop de magie a editării video. Acum o să facem asta. E important ca banda de hârtie să intre ușor între aceste două benzi de hârtie gumată. Și după ce-i fixăm capetele, o să se rotească ușor. Așa o să ne alegem modelul pe care îl vrem. Super, nu-i așa, prieteni? Atunci abonați-vă și nu plecați nicăieri! Ia uitați ce am aici, dragilor! Așa! Slavă tibidaba pentru banda dublotesivă, nu? Exact, Semi! Siu, o înghețată la cornetă adevărată e alcătuită dintr-o vafă și înghețată! A noastră nu o are pe niciuna! O să le gătim? Nu chiar, dar carioca asta o să ne dea efectul de vafă! Rămâneți alături de noi ca să aflați cum o să rezolvăm partea cu înghețata! Gata! Acum o să ne ocupăm de încă un mecanism. Ne trebuie două capace de sticlă, un bețișor de lemn și o sulă de găurit. Sulă de găurit! În timp ce Sam a plecat, hai să facem o mică fereastră aici. Dar nu uitați să aveți mereu grijă cu obiectele ascuțite, dragilor. Așa! Nu vă grăbiți și faceți totul îngrijit. Și asta ar trebui să obțineți. Stați, voi două! Suzy, capacele le-au brasnici, au fugit de mine! Și nu au trecut controlul de calitate! Cum adică, Sammy? Sunt netanșe! Stai liniștit, Sammy, sunt fix ce ne trebuie! Acum o să le lipim între ele, așa! Pac! Și apoi băgăm un bețișor de lemn prin ele. Așa, perfect! Trebuie să fixăm capacele ca să nu se răsucească. Dar să nu folosiți prea mult lipici pentru asta, prieteni! Aveți grijă! Sfântă mozzarella! Cred că m-am prins! În sfârșit! Hopa! Grozav! Voi v-ați dat seama de ce avem nevoie de chestia asta, dragilor? Eu, ia uite! Am făcut un mâner! O să fie mult mai comod să rotim chestia aia! Stai să le atașez! Nu te grăbi, amice! Mai întâi o să facem o găurică aici ca să putem introduce întreaga construcție. Cu grijă! Și un alt capăt al bețișorului de lemn o să fie susținut de piesa asta. Acum un strop de magie! Așteaptă și... Ta-da! Stai să vă arăt cum se vede, prieteni! Vedeți? Gata! Și acum, dacă rotim mânerul, chestiuța cu paleta începe să se învârtă! Super! Așa merge! Și am ajuns foarte aproape de final! Mai trebuie doar să scoatem stratul ăsta și să prindem fiecare model de unghie la locul lui în mecanism. Așa! Mai vine unul, deci scoatem stratul protector! Pac! Așa! Stai, stai, Siu! Lasă-mă pe mine să o fac! Bine! Gata! Ia uite, Suzy! Bravo, Sammy! Acum putem să alegem modelul de unghi aici! Ah, îmi place ăsta! Și dacă îmi pun degetul prin deschizătură, obțin manicura pe care mi-am dorit-o! Cum rămâne cu moțul de înghețată? Din asta o să-l facem, argilă cu scare la aer. Puteți alege orice culoare vreți, prieteni. Doar să le amestecați bine ca să faceți ca întregul DIY să arate apetisant. Ăsta e rezultatul nostru. Iar asta este forma noastră pentru înghețată. Mersi, Semi, e foarte utilă. Mai am o idee, uite! Bombonele? Perfect! Așa! Ce drăguță e! Excelent! Siu, am terminat să șterg praful. Pot să speli tu vasele? Nu pot. Nu vreau să-mi distrug frumoasa manicură.
Dragilor, v-a plăcut DIY-ul nostru de azi? Atunci dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru! Oh, nu! Pe curând!